Haideți să începem. Bun. În seara aceasta vom povesti cu Florentina și cu Sergiu de la BCR, cu Daniel de la Cluj IT Cluster și Axia și noutatea Cipri Sorlea de la NordLogic. Bun. Cred că toată lumea cred că n-are rost să mai fac alte introduceri, adică bănuiesc că sunteți confortabil așa. Avantajul în seara asta că avem un singur microfon, deci trebuie să-l dăm de la unul la altul. Bun, prima întrebare generală și nu vreau neapărat să acoperiți tot subiectul, dar cum v-ar plăcea să fie un Smart City? Și o să încep cu Florentina. Mulțumesc. Cred că, în primul rând, mi-ar plăcea să fim mult mai multe companii implicate în zona de Smart City și să colaborăm mult mai mult. Asta e ceea ce, sau de asta ne lovim noi atunci când încercăm să introducem proiecte noi, există oarecare reticență și ne ia ceva timp până educăm piața. Dacă suntem mai mulți care facem asta, cu siguranță lucrurile s-ar întâmpla mai ușor. Nu este vorba numai despre BCR, nu este vorba numai despre compania X, e vorba de adunat puterile și de dus mai departe ceva. Asta e din punctul meu de vedere. Sergiu? Trebuie să zic și eu? Dacă vrei. Nu cred că am nevoie de microfon. Da? Vrei neapărat să fie înregistrat. Nu știu cum să-l țin pe ăsta. O să mă descurc cu el. Sunt foarte multe lucruri care pot fi spuse despre cum ar trebui să arate un oraș smart. Sunt foarte multe lucruri care ar trebui puse în practică pentru a ajunge la un oraș smart. Însă, cel mai important lucru pe care eu îl văd în a fi smart, în a fi un oraș smart, e să avem mentalitatea, să avem deschiderea de a sta la aceeași masă, în aceeași sală, la aceleași discuții, toți cei implicați în comunitate. Pentru că, până la urmă, comunitatea se referă la municipalitate, la mediul de business, la mediul academic și la tot ceea ce generează profit, să spunem așa, orașului respectiv. Un oraș smart nu devine smart pentru că are metrou, un oraș smart nu devine smart pentru că are un car sharing și un oraș smart nu devine smart pentru că are, eu știu, orice altă entitate care poate să guverneze acest smart în orașul respectiv. Orașul este smart atunci când se pun la masă și se discută idei și proiecte care pot să împingă orașul spre a fi smart. Am avut, și aici o să vă fac așa o mică paranteză, am avut plăcerea de a sta în aceeași sală cu reprezentanții ai municipalității de la primarul Boc, cu reprezentanții tuturor universităților și evident foarte mulți oameni de business. Până la urmă toți avem probleme. Și municipalitatea, și business-ul, și implicit mediul universitar. Rezultatul, până la urmă, e cel care ne interesează, iar la finele acestor discuții trebuie să se plece cu cel puțin 2-3 concluzii. Atunci înseamnă că tindem spre un oraș smart. În opinia mea, un oraș smart este un oraș interconectat și inclusiv. Un oraș care este dus înainte de către noi toți împreună într-un ecosistem bine legat. Asta înseamnă noi cetățenii, asta înseamnă noi administrația, primăria, universitățile și mediul privat, noi toți împreună. Smart City în ultimul timp și în mulți ani până acum este definit prin componenta tehnologică, dar tot mai mult cred că vom avea parte de discuții pe zona socială, pe zona de inter, de lucru împreună, efectiv. Pentru că componenta tehnologică este doar o componentă de bază, cea care este un enabler pentru ceea ce vine și pentru ceea ce construim peste ea, efectiv. Deci, cred că asta este tendința mondială, cred că asta vom vedea și la Cluj și cred că o să trăim ani foarte interesanți împreună în sensul ăsta. Primul rând vreau să-i mulțumesc lui Ovidiu că mi-a dat ocazia încă o dată să fac o chestie pentru prima dată în viața mea și anume să particip la un panel cu 2 minute înainte să înceapă, să fiu informat că o să particip.
Am sentimentul că nu o să fie ultima dată când se întâmplă o chestie de genul ăsta. Acum, legat de Smart City și de întrebarea curentă, da? Ce anume, cum anume visez să fie un oraș smart? În primul rând, pentru mine, cum au spus toți cei care au discutat astăzi despre Smart City, un Smart City, un oraș inteligent, este unul în care calitatea vieții este una de nivel înalt. Da? Pentru mine asta înseamnă că eu, familia mea, prietenii mei, putem să ne bucurăm de viață, să facem lucrurile care ne aduc plăcere, fără să ne batem capul cu lucrurile care nu sunt neapărat importante, dar cum ar veni, umplu tot timpul de pe lângă noi. Din nefericire, multe lucruri iau foarte mult timp, dar nu sunt lucrurile care ne aduc plăcere în viață, cum ar fi birocrația, da? Cum ar fi alte lucruri legate de transport, toate problemele care s-au prezentat astăzi. Și atunci, cred că, practic, imaginea mea de Smart City seamănă poate cu poza aceea idilică a lui Bogdan când a arătat ce ar însemna un oraș inteligent, nu doar din perspectiva clădirilor futuristice sau ale, nu știu, potențialul de a avea un râu navigabil, să zic așa, ci mai degrabă ce poți face în timpul tău și faptul că toate lucrurile, toate dependențele pe care le ai, they magically happen. Cum? Până la urmă s-a tot povestit astăzi și se va mai povesti probabil, e datoria noastră a oamenilor de tehnologie să ne punem mințile împreună cu cei care vin în alte domenii, gen inginerie, medicină, etc. și să găsim soluții fiabile acum sau pentru viitor. Dar cred că, din nou, modelul meu de oraș inteligent ar fi unul în care eu să nu simt că fac altceva decât să mă simt bine și să-mi trăiesc viața alături de familie. Bun, foarte interesant. Și acum, ca să fim un pic mai aplicați, haideți să discutăm ce tehnologii sau ce domenii v-ar plăcea să vedeți într-un oraș inteligent. Asta însemnând, nu știu, de la automotive la alte chestii. La ce vă gândiți din perspectiva asta de tehnologie? Încep cu tine, Cipri sau Florentina, e ok? Pot să încep cu mine. Dacă așa. Iau eu presiunea întrebării. Nu vreau să am tendința politicianistică de a nu spune nimic în foarte multe cuvinte. Vreau să spun foarte puține cuvinte, pentru că nu vin din domeniul în care să pot eu să-mi imaginez cum aș vrea să fie, sau nu vin din domeniul în care să pot să pun în practică ceea ce-mi imaginez că aș vrea să văd într-un oraș smart din punct de vedere tehnologic, însă cred și sper să se întâmple ca toate domeniile să coabiteze foarte bine. Sper ca tehnologicul să poată să pună în practică ideile unor oameni care asta fac, gândesc și nu știu efectiv să pună în practică pentru că nu au skills-urile necesare de, eu știu, tehnologic vorbind, să îți permiți să faci lucrurile care îți plac, tehnologia să te ajute să ajungi la oamenii din jurul tău prin acele lucruri care îți dau ție satisfacția necesară de a duce mai departe orice lucru pe care ți-l propui și, evident, această interconexiune sau cum putem noi să-i spunem, sincer aș vrea să o văd între toate domeniile. Chiar dacă probabil întrebarea ta e mult mai tehnică, eu, ca și om din afara tehnicului, aș vrea să văd că tehnicul, că tehnologia vine să îmi ușureze mie mediul de viață și modul meu de viață. Asta aș vrea să văd, dar să mă lase pe mine în domeniul meu, să mă lase pe mine să pot să gândesc liber, să mă lase pe mine să pot să am viziunea asupra căruia sper și visez de fiecare dată și să mă ajute să pun în practică lucrurile respective. Cam așa văd eu dezvoltarea sau cam așa văd eu partea tehnologică de care spuneai, să fie plus valoare a ceea ce oamenii fac în fiecare domeniu. N-am zis tot. Da, sigur, un oraș are multe dimensiuni, dar în primul rând mă gândesc la încurajarea și ajungerea la un moment în care noi, fiecare dintre noi, ajungem să fim implicați în modul în care se face evoluția.
Asta înseamnă că trebuie să avem tehnologia la dispoziție care o să facem, să ajungem într-un dialog direct facilitat poate de tehnologie, dar și de alte organizări sociale și de factori de coagulare care pot să împingă lucrurile înainte. Aici mă gândesc clar la zona instituțională, care are un rol esențial, însă prin natura ei sau prin esența scopului ei de existență, de a servi mediul, ecosistemul pentru a evolua și pentru a ne face tuturor viața mai ușoară. Dar noi toți trebuie să ne implicăm ca să venim cu inițiativă și să ne organizăm, fie în ONG-uri, fie în mediul de business, în tipuri de asocieri, în proiecte pe care putem să le pornim, eventual pe care putem să le cofinanțăm din banii noștri, din firmele noastre, ca să construim lucruri pe toate dimensiunile. De asta, orice ne duce înainte spre dezideratul comun, e un lucru de dorit. Genială, da, dar se va întâmpla oricum, pentru că ăsta este trendul. Acum ar fi de preferat pentru toată lumea să se întâmple cât mai repede, dar se va întâmpla. O să-ți răspund fără să-ți răspund la întrebare, în sensul că multă lume de aici, sau majoritatea, sunteți oameni din industria software, prin urmare, mai mult ca sigur toți știți acel Agile Manifesto, da, care zice People in Interaction over Processes and Tools, unul dintre elementele de acolo. Cred că, deși foarte multă lume discută despre tehnologie și discutăm despre tehnologie acum în ceea ce privește un Smart City, trebuie să realizăm că oricât de multă tehnologie avea, dacă nu ai interacțiunile necesare și mindset-ul potrivit, prin urmare oamenii potriviți, nu prea să se întâmple mare lucru. Și atunci, dacă tot vorbim de tehnologie, cred că ți-aduce aminte propunerea pe care am făcut-o eu de proiect acum foarte mulți ani la IT Days și care, da, invitație la IT Days, bineînțeles. Proiect care l-am văzut după câțiva ani implementat în afara țării și mai nou a fost implementat și de primăria noastră cu Mai Cluj, și anume un fel de engagement al cetățeanului de rând care să se implice în ceea ce înseamnă, nu știu, curățenia și alte elemente ale orașului. Și cred că asta va fi o chestie destul de importantă din punct de vedere tehnologic, să găsim elemente care vor aduce cetățeanul mai aproape de ce înseamnă tehnologia respectivă, să-l responsabilizeze și să facă cumva fiecare element util orașului să devină, nu știu, poate zic o tâmpenie, un fel de element viral. Adică să vrei să faci bine orașului, să vrei să faci ceva util, să vrei să, știu eu, să reduci consumul și nu știu, de benzină, carbon footprint, o chestie de genul ăsta. Poate sună ciudat, dar cred că degeaba avem tehnologia câtă vreme noi ne lovim de alte probleme care lasă toate elementele astea cumva pe plan nu secundar, ci pe planul 5. Oamenii de rând nu vor putea folosi chestia asta, da, peste 2-3 generații o să se schimbe mentalități, o să apară, adică cei care acum sunt millennials o să fie, știu eu, generația de bază, dar până atunci avem alte probleme fundamentale și cred că mai degrabă lucrăm la tehnologie care să rezolve problemele astea în paralel cu toate elementele pe care trebuie să le dezvoltăm la, nu știu, pe medicină, agricultură, transport și alte nebunii. Bun, dar practic din răspunsurile voastre, acum ca să zic un pic punctul de vedere, toată evoluția de Smart City, cel puțin ce am văzut, e foarte evolutivă. Adică mergem cum e trendul în lume, bun, mai punem, nu știu, o parcare prin SMS sau o chestie genul ăsta, sau, bun, vedem câte mașini sunt într-o parcare mai automat decât era înainte. Dar ce ziceți dacă s-ar face un salt mult mai brusc? Adică, bun, hai să zicem în Cluj, am avea o aplicație de ce ziceai tu, dar cu realitate augmentată. Adică omul chiar un pic să fie șocat, domnule, nu pot să cred că se întâmplă asta aici. Și s-ar putea ca un proiect de genul ăsta, adică până la urmă întrebare pentru voi, ce crezi dacă un proiect care cumva ar sări cu 2-3 pași evoluția normală, ar putea după sine aduce și alte proiecte chiar inovative? Adică Smart City-ul, în esență, ar trebui să fie ceva inovativ, în care lumea colaborează, pot să facă chestii super faine și nu neapărat monopolul, să zic, a primăriei, în primul rând.
Dar pentru asta ai un pic de nevoie de un imbold. Cum vedeți lucrul ăsta și dacă crezi că s-ar aplica la noi? Ok, eu să încep acum. Cred că este un răspuns foarte simplu aici, anume să fie, totul să fie mult mai deschis. Am mai fost punctat în anumite, într-un panel chiar în care a fost și domnul primar Emil Boc și CEO de la Crossover, dacă nu mă înșel, și s-au punctat niște chestii foarte, foarte importante ca să poți dezvolta soluții, nu poți avea doar un singur punct de pornire. Da? S-a mai spus și astăzi, ar trebui să fie mai multă implicare din zona corporei, din zona privată. O deschidere, că API-uri, că date, că proiecte open source, în care lumea să colaboreze, să își pună în aplicare anumite idei, să le valideze prin prisma, nu știu, unui hub sau într-o formă sau alta, cred că ar prinde mai bine decât, exact cum ai spus, să fie niște chestii foarte închise în care să pornească doar primăria proiectele sau doar, știu, o anumită organizație. Nu prea poți face chestiile astea, pentru că întotdeauna, dacă ne uităm în tot ce înseamnă software în lume în momentul de față, disruption adevărat a venit de la startup-uri, a venit de la companii mici cu o idee care au stat în așa zisul garaj și au implementat o chestie care a schimbat lumea. Cred că la fel se va întâmpla sau ar trebui să se întâmple și în domeniul ăsta. Da? Adică oricine ar trebui să aibă șansa să contribuie. Da, sunt o grămadă de lucruri care țin de, nu știu, de ce e legal, ce e etic. Multe lucruri trebuie controlate și verificate, dar cred că, până la urmă, o primărie sau un, știu eu, guvernul, Doamne dă, nu știu când ajungem acolo, să aibă posibilitatea și puterea de a crea cadrul de lucru și ceilalți să vină și să contribuie, la fel cum contribuie în orice alt proiect open source. Da? Există governance, dar pe de altă parte fiecare coder sau tester sau ce o fi poate să contribuie, poate să aducă valoare. Cred că atunci se vor putea face salturile adevărate peste 2, 3, 50 de variante de aplicația MyCluj sau mai știu ce alte tentative sunt. Cred că inovația, cu atât mai mult cea disruptivă, trebuie să fie adoptabilă și sustenabilă ca să poată să aibă efect. Nu doar o bulă de săpun foarte interesantă și care aduce, să zicem, niște sclipici la un moment dat și apoi dispare, ci ceva care poate apoi să genereze o schimbare structurală și să miște lucrurile mai departe cu adevărat. Și ca să ajungi la partea asta de adoptare și sustenabilitate, cred că ai nevoie de un environment care este pregătit pentru asta. De fapt, noi cu toții ajutăm în evoluția environmentului, doar că el se mișcă înainte cu o anumită viteză, poate nu suficient de față de cât vrem noi să se întâmple. Pe de altă parte, este nevoie de deschidere în ceea ce privește adoptabilitatea, deci să se poată folosi și asta înseamnă diversi factori în sistem să fie deschiși să adopte lucruri. Asta înseamnă mult pe zona instituțională, dar și pe zona privată și know-how internalizat, mai ales pe zona privată, pentru că noi tot vorbim despre deschiderea seturilor de date, da? Open data, în același timp însă știm foarte clar că industria de IT locală nu este pregătită să facă disrupție pe baza lor. Deci poți să le ai mâine și nu știi ce să faci cu ele. Deci este nevoie de educare în primul rând în sensul ăsta și probabil o logică de think tanking care să fie construită pe diverse verticale și nu numai noi IT-iști și să ne întâlnim în cercul nostru, ci să creăm dialog interdisciplinar real ca să aducem lucrurile la care ne gândim în a schimba efectiv viața pe diverse segmente. Deci, încet, încet și noi Cluj, oricum suntem, cred, în fața altor orașe, dar mai avem o cale lungă de parcurs exact în zona asta de a lucra împreună și de a gândi împreună. Până să creăm împreună inovație care e sustenabilă. Da, până la urmă, din punctul meu de vedere, și aici vorbesc strict așa, la modul cel mai sincer posibil, nu cred într-o posibilitate de a arde etape. Nu cred nici că ar putea fi
viabilă și nici nu cred că ar trebui să se întâmple. Și spun și de ce, pentru că în momentul de față noi nu avem o conexiune. Da? Noi suntem organizați pe orașe, da? Orașele fac țara și așa mai departe, județele și țara. Adică, din punct de vedere organizatoric, legal, depinzi de factori externi. De factori externi mă refer din afara orașului, care te pot ajuta, te pot influența pozitiv sau te pot influența negativ. Întotdeauna ideile, și repet, punctul meu de vedere, ideile geniale au fost puse în practică, în timp și cu ajutor. Orice idee, oricât de brilliant ar fi ideea respectivă, are nevoie de doi factori foarte importanți. Susținere și cadru în care să pui ideea respectivă. Ori în momentul de față, cred că orice idee genială ar veni ca să ardă câteva etape din dezvoltarea unui oraș, ar avea o problemă cu una din cele două situații pe care ar trebui să le adopte. Pentru că ori nu ar avea posibilitatea unui cadru legal, pentru că, repet, nu există colaborarea foarte bună între politicile locale și cele naționale, nu există sustenabilitate din partea guvernelor către primării, către consilii județene și așa mai departe, nu există colaborare între instituțiile statului. Mai mult decât atât, instituțiile statului se rezumă în a-și apăra valorile pe care le au și lucrurile pe care le fac, mai mult decât a da frâul liber gândirii și a aplica ideile oamenilor care chiar gândesc smart și chiar vor să facă și să ardă aceste etape. Repet, până nu o să se întâmple acest lucru la nivel de organizare, până nu o să avem o linie pe care toți să tragem la aceeași căruță, cum se spune, toți cei care fac comunitatea, noi toți care participăm efectiv zi de zi la comunitatea asta, o să avem o foarte mare problemă în a arde etape și dacă o să le ardem, cu siguranță lucrul acesta ne va costa mult și ne va costa mult ori pe noi ca și persoane, ori pe noi ca și comunitate. Pentru că se vor întoarce și se vor întoarce, sper să nu se întâmple, sper să nu fiu ăla care spun lucruri să se adeverească, nu-mi doresc treaba asta, mai ales în momentul în care vorbesc lucruri negative. Chiar vreau să particip și să văd, să trăiesc evoluția asta, să trăiesc arderea acestor etape și să trăiesc o inovație peste noapte care să-mi schimbe stilul de viață, deși n-aș vrea în momentul ăsta, aș vrea să-mi schimb stilul de viață treptat, ceva care să mă facă să îmi regândesc poziția în societate de mâine dimineață, asta aș vrea o de mâine dimineață, și sunt foarte multe lucruri care se contrazic din acest punct de vedere, lucru care mă face pe mine să cred, eu, Sergiu Penciu, cred treaba asta, că nu ar fi indicat, încă nu avem mentalitatea de a arde câteva etape și a ajunge tehnologic, ca și comunitate, legislație, organizare, cum vreți voi, mai sus, să zicem, cu trei scări. Pentru că ne-am trezit în aer și n-am ști ce să facem cu acel lucru. Și atunci cineva trebuie să ne aducă cu picioarele pe pământ și să nu fie dureroasă această revenire pe pământ, fără termeni religioși, ci pur și simplu. Îmi revine mie sarcina să fiu mai optimistă. Exact. Eu cred că e nevoie de curaj, în primul rând. În completarea ce au spus deja colegii mei, deschidere și chiar asumare, pentru că până la urmă n-aș fi fost astăzi aici să vă vorbesc despre BCR Ego dacă nu aveam noi ca bancă aceste lucruri. Ne-a venit ideea și am pornit doar de la conceptul de car sharing, venind colegul nostru de la BCR Leasing, CEO-ul BCR Leasing, Bogdan Speteanu, și spunând cum ar fi să dezvoltăm pentru clienții noștri asta. Ulterior ne-am pus la masă, am început să gândim, să ne implicăm și cum ar fi să deschidem cardul, mașina cu cardul. Adică nu așa a luat naștere proiectul. Cred că despre asta e vorba. Trebuie să avem curaj și n-am stat nicio secundă să ne gândim dar cum o să facem, dar ce înseamnă asta pentru o bancă, dar tehnic, cine o să aibă grijă de mașină. Adică în momentul în care îți dorești ceva cu adevărat și vrei să te implici într-un proiect, găsești instant oamenii de care ai nevoie. Ok, nu intru în discuțiile despre sprijin din partea autorităților, că nu asta e scopul. Până la urmă, putem noi să ne ajutăm între noi, sunt ONG-uri, noi colaborăm în foarte multe proiecte cu ONG-uri, inclusiv pe partea de educație financiară, sunt foarte multe proiecte, avem platforma Bursa Binelui, adică încercăm și noi să ajutăm la rândul nostru
și cu siguranță și noi suntem ajutați. Eu cred că despre asta e vorba. Ce spuneam de deschiderea asta, da? Vreau să corelez puțin cu ce s-a spus mai devreme. Este un citat care mi-e place foarte mult și l-am avut și pe perete multă vreme. Zice așa, only those who risk going too far can probably find out how far one can go. Și cu cât sunt mai mulți oameni care se riște să meargă prea departe, cu atâta putem duce toată treaba asta înainte. Da? Deci de asta susțin că deschiderea din toate punctele de vedere poate fi o soluție, pentru că atunci este într-adevăr, va fi un pool de idei care să fie validate, care chiar dacă după aceea se guvernează și se triază și așa mai departe, dar o mână de oameni niciodată nu vor putea avea mai multe idei decât poate să aibă o comunitate întreagă care se implică cu adevărat. Și dacă deja creștem de la o comunitate la o țară care să aibă mindset-ul potrivit, bine, e deja de vis chestia asta, never gonna happen, dar cu cât mai, sunt mai mulți oameni care să aibă acces la informație, la un fel de get started kit în așa ceva, și să își pună mintea în aplicare, cu atât mai mulți vor, cu atât mai multe idei ce se vor putea pune în aplicare vom avea. Bun. Da, adică cumva tu ai pus punctul pe I. Până la urmă vorbeam, nu știu dacă mai e Diana în sală, vorbeam în pauză cu Diana de la primărie și, de fapt, ce se face acum în Cluj? Se pune la punct o strategie. Până nu ai o strategie, nu poți să investești rațional într-un proiect. Super de acord. Problema e ce e în strategia aia. Și atunci, pentru că dacă în strategia aia ai lucruri incrementale și n-am, nu știu, o chestie cum e BCR Ego, nu? Poate într-o strategie normală nu o să-ți vină un proiect de genul BCR Ego, vreau să deschid o mașină cu cardul. Și atunci asta e parte de inovație care poți să o faci. Ca să nu vorbesc că într-un oraș poți vorbi încet, încet pe o proiecție de 5 ani, 10 ani de mașini autonome, poți vorbi de drone, poți vorbi de roboți, poți vorbi de tuneluri și, nu știu, iluminat inteligent și multe alte chestii. Metro, exact, da. Bine, acum, nu știu, da. Da, într-o strategie, nu fac strategia pe un an de zile, 2 ani, o fac pe 10, poate 20 de ani și atunci contează toate chestiile astea, chiar dacă nu sunt acum reale. Bun. Haideți să luăm acum întrebări din sală. Facem o pauză, că nici nu vreau să pun mai întrebări în seara asta. Așa, avem o întrebare. A, nu. Ridica-te în spatele tău. Vreau să ating punctul acela de care ați vorbit și educarea oamenilor care trebuie să folosească Smart City. În decembrie am fost să-mi fac pașaportul. Nu știu dacă ați folosit. Foarte simplu. Plătești prin transfer bancar, îți faci programare pe net, te duci acolo 5 minute, îți face poza. Super. Eram, cred că, 2 sau 3 oameni cu programare și 30 care veniseră nepregătiți, stăteau la rând ore în șir. Na, ideea implementată e super ușor de folosit, mi se pare că atinge Smart City, dar ce faci cu oamenii care nu folosesc aceste idei? Pot să răspund eu. Pentru că am trecut prin asta săptămâna trecută. Ce se întâmplă? Online poți să-ți faci programări, dar poți să-ți faci peste 2 săptămâni. Ori în momentul în care, cel puțin în ianuarie, era după, din februarie puteam acum să-mi fac programări. Și atunci ce se întâmplă, n-ai nicio șansă și mergi la ghișeu, îți iei un număr și asta e. Și plătești acolo. Dar îți de acord cu tine, se pot face mai deștept lucrurile și, mă rog, numai un ghișeu sau două erau pentru... E ciudată distribuția acolo, adică... Exact, exact. Și alții nu făceau nimic, ca știind cu acea era gol. Bun. Da, hai că... Nu vreau microfon. Poți să nu folosesc microfonul, că se aude. Apropo de asta, cred că un gap este și în comunicare, efectiv. Adică eu și lucrez în domeniu și atunci poate observ mai repede, dar eu am fost recent să-mi fac permisul de conducere. Nu știam că nu se mai plătește la cec, nu știam că pot să-mi rezolv în 5 minute toate actele la Xerox-ul de lângă, nu mi s-a spus nici măcar acolo. În momentul în care informațiile alea pe site unde le găsești, în momentul în care declarația aia pe care trebuie să o dai nu este acolo, în momentul în care nu este nici la ghișeu printată, că o plăteam, toate chestiile astea te împiedică să știi, să fii aware de niște soluții care există, dacă nu sunt comunicate corect și când trebuie.
De acord. Întrebare, de ce trebuie să-ți faci seros? Că actele tot de către state erau făcute, adică nu erau... Eu cred că sunt două aspecte, exact cum ai spus, partea de informare și educarea. Pentru că, apropo de exemplu de la care a pornit întrebarea, taxa de pod la Constanța, pe autostradă, se poate achita prin SMS, cu toate astea și anul trecut erau cozi interminabile. Trebuie să fim perseverenți. Cred că nu o să schimbăm peste noapte mentalitatea și încet, încet, noi cei care ne... Și cred că, de fapt, este rolul fiecăruia să educăm, indiferent, nu discut despre partea profesională, să ne uităm la oamenii din jur și să le spunem ce mai e nou, cum trebuie făcut și așa mai departe. Asta. Pe mine personal m-a uimit anul ăsta. Am mers de câteva ori în deplasare la Constanța și de fiecare dată, deși taxa se plătește prin SMS, ba mai mult, cred că ai și un număr de ore foarte mare. Nu trebuie să o plătești atunci. Plus asta, dar oricum, nu știu, cred că ai 12 ore sau 24 de ore în care poți să o achiți și erau mașini la coadă. Deci cred că asta e educarea. Eu vreau să vă dau doar două exemple pe care le cunosc în detaliu și cu care lucrez la fiecare prezentare și în fiecare curs de educație financiară și curs de digital pe care îl țin în ultima vreme. Suntem pe ultimul loc la educație financiară. O persoană din 5 în România are cunoștințele de bază din orice informație legată de o bancă, de un serviciu sau de un produs bancar. Și suntem pe ultimul loc, din nou, în Europa, la a folosi internet banking-ul. Cred că asta spune foarte multe, cred că asta spune cam tot despre noi care preferăm să stăm la cozi, spune cam tot despre noi care preferăm să le dăm banul în mână la ăla, să ne dea un tichet pe care să știm că l-avem, spune foarte multe despre cultura noastră și o să dureze foarte mult timp până când vom schimba ceva. Ceea ce îmi place și iubesc să fac treaba asta, și îmi dă senzația că vom ajunge în momentul în care n-o să mai fim pe ultimul loc, e că oamenii sunt deschiși la a învăța. Dar au fost obișnuiți ca cineva să le bată la ușă, să le aducă informația, să le rumege și pe urmă ei doar să o asimileze. Asta e marea noastră problemă, pentru că oamenii nu caută, nu se documentează și nu își irosesc din timpul lor pentru a învăța cum se face o programare online la pașaport, pentru a-ți spune ție într-un comunicat de presă sau, eu știu, prin a mediatiza ce înseamnă să-ți faci sau să schimbi permisul, și exemplele pot continua. Repet, suntem pe ultimul loc la tot ceea ce înseamnă educație financiară și tot ceea ce înseamnă folosirea internetului din punct de vedere bancar. Repet, e o nișă internet banking-ul, dar până la urmă, tot la digital, la online și la asta ne referim. Adică nu văd mare diferență între a-ți face o programare la pașaport și a-ți plăti factura scanând codul de bare. Mi se pare exact același lucru. Anul trecut discutam cu viceprimarul orașului Roman. Roman nu e un oraș foarte mare și nu ne gândim că Roman ar fi, eu știu, vreun campion a Smart City-ului în România sau în Estul Europei. Totuși, cei din Roman, din administrație, au avut ambiția acum câțiva ani să digitizeze interacțiunea dintre ei și cetățenii. Și chiar au realizat, prin nu tare mari investiții, pentru că n-ai nevoie de extraordinar de mulți bani, o grămadă de servicii de informare, de interacțiune, de depus acte, de plătit taxe și așa mai departe. Și toate serviciile astea care au fost date spre cetățenie s-au bucurat de un minunat fiasco, pentru că mai nimeni nu le-a folosit. Și după ce se și pregăteau să scoată pe tușă o serie de tanti aproape de pensionare de la ghișe, până la urmă le-au pus înapoi și au redeschis toate ghișeile și au lăsat baltă toate sistemele astea extraordinare, gândind că asta este, populația nu este pregătită, prin urmare noi degeaba încercăm să facem smart cu o populație care nu e deschisă să fie smart. E bine, dacă ne gândim la mecanismul de adopție, adică cum practic ajungi ca lucrurile să fie adoptate chiar dacă le-ai avea.
Să ne uităm, de exemplu, la Estonia, care a reușit să facă o digitizare absolut completă, 100%, pe toată interacțiunea dintre stat și cetățean. Și asta s-a făcut nu pentru că n-au pensionari care nu prea știu tare mult să citească sau să se joace cu cardurile bancare, nu pentru că n-au oameni care sunt mai puțin educați, nu pentru că n-au oameni care sunt reticenți, care nu vor schimbare și așa mai departe, ci pentru că au forțat. Și pentru că a existat voință politică, dar politică nu însemnând că cineva dintr-un partid politic vrea, ci politică însemnând că administrația și că șefii administrației au pus piciorul în prag și au zis că lucrurile trebuie să se întâmple. Și toată lumea trebuie să adopte lucrurile astea cu un termen limită și dacă nu o să le adopte, atunci o să pățească. Pentru că nu o să mai aibă acces la servicii. Și ai văzut atunci cum oameni, eu știu, pensionari, oameni educați, au început să învețe, să documenteze, să întrebe pe nepoți, să-și caute ajutor ca să ajungă să aibă acces la serviciile care altfel ar fi fost interzise. Deci așa se pot întâmpla lucrurile. Așa s-au întâmplat acolo și așa se poate întâmpla oriunde, dacă este voință politică. Așa până la urmă și dacă se adoptă, eu știu, orice sistem informatic într-o firmă, o să fie 80% dintre oameni care o să zic, lasă-mă, îmi place că trebuie să învăț ceva nou, să-mi schimb modul de așa, dar într-o firmă noi suntem învățați să punem piciorul în prag, să zicem trebuie și să vedem că lucrurile se întâmplă. În zona administrativă lucrurile astea nu se întâmplă și noi lucrăm cu administrația, lucrăm cu instituțiile publice și experiența noastră este câteodată aproape de traumatizant, legată de modul în care vezi că unii vor și vezi că ar fi sâmburi de schimbare, și vezi masa de oameni reticenți la schimbare. Dar vezi în același timp că nu există voință din partea suficientă ca să propage schimbarea în instituție. Sunt foarte puține instituții care, într-adevăr, pot, prin determinarea, eu știu, managerilor, a primarilor, a directorilor și așa mai departe, să facă schimbarea. Bine, alea fac diferență și în timp o să facă, dar încă sunt foarte puține. Deci, se adoptă lucrurile unul la mână, evident, având soluțiile și sistemele, având awareness-ul, dar forțându-le un pic. Puține de adăugat la ce s-a zis deja. O comparație între unde suntem noi acum, da? Adică noi ne lovim niște probleme de bază, adică primordiale de-a dreptul, și alții visează să ajungă pe Marte, deja au ajuns de mult pe Lună, ce să mai povestim? Cu toate astea, nu suntem chiar atât de inferiori și chiar atât de în urma tuturor, pentru că sunt și state din astea foarte avansate în care oamenii ajung să completeze formulare gen ANAF sau mai știu eu ce, le-au completat online, după care le-au dat print și s-au dus la ghișeu cu ele. Deci astea, mă rog, online apar o grămadă de exemple de genul ăsta. Care e diferența? Una la mână vorbim de o populație mult mai mare, da? În cazul SUA, de exemplu, sau altor orașe. Nu neapărat că e populația foarte mare, dar e mentalitatea și, cum să zic, istoria e puțin diferită față de a noastră. State în care antreprenoriatul a fost un pic mai de mult încălzit, nu ca la noi. Da? Toate lucrurile astea au setat niște premize pentru modul în care oamenii gândesc sau, exact cum s-a spus mai devreme, își caută informația, se documentează ca să ajungă la niște rezultate. Pe de altă parte, cred că o problemă sau o soluție pentru problema asta ar fi încercarea de a aborda toată treaba asta cu Smart City sau Smart Life ca orice alt produs tehnologic pe care l-am face. Da? Până la urmă, orice produs, îl începi cu un studiu de piață, etc. După care, nu trebuie să te aștepți exact ca în exemplu din Roman, ca toată lumea să adopte produsul din start. Trebuie să vezi cine o să fie early adopters, cum ajungi la ei, care ți-e strategia de marketing, de penetrarea pieței, etc. Faci campanii de advertising și aici aș face un pic de guerilla marketing, ca să zic așa, piggybacking peste EMAG. Dacă tot îți iei cu mesajul că online e mereu mai simplu, de ce să nu vină și, nu știu, ANAF-ul, da? Și la ANAF e mai simplu și alte chestii. Dar oricum îți obligați, dau mesajele alea cu consumul de sare și etc. Acum mai nou și că trebuie să stai cu copii, adică și asta trebuie să ne învețe guvernul. De ce să nu ne învețe și, băi, du-te și fă-ți online chestia respectivă, să-ți fie mai bine. Și după aceea, exact cum a spus Daniel, treptat, treptat să devină o regulă, treptat, treptat să ai niște penalități
dacă nu faci chestiile respective, sau dacă vrei să fii cu altă abordare, mergi pe modelul Dubai, unde nu neapărat ești penalizat dacă faci sau dacă nu faci lucrurile respective, dar dacă le faci și ești cetățean model, primești niște, nu știu, puncte bonus. Cămile, da. Ok, te-aș vrea să te văd eu pe tine cetățean model cu Cămila prin Cluj, dar ai fi adevărat că ai fi. Nicu, cred că ți-ar face poze numai ție după aceea. Bun, cam asta ar fi. Deci sunt într-adevăr diferențe majore. Da, într-adevăr trebuie depus un pic mai mult efort și din partea noastră să ne, știu, să încercăm să ajungem la informația respectivă, dar cred că cei care dezvoltă chestiuni de genul ăsta ar trebui să facă o treabă puțin mai bună, să înțeleagă mai bine, targetul, marketul, da? Și să ni se comunice pe limba noastră. Treptat, fiecare, știi, fiecare pasăre pe limba ei piere, la fel și fiecărui segment din piață trebuie să-i comunici așa cum înțelege mai bine. Ne apropiem de final, deși discuția merge foarte bine. Știu că Sebi mai are o întrebare. Mai ai o întrebare? Ok. O întrebare. Revenind la Smart City și pentru că e boom-ul ăsta de home automation, smart home, dacă știți, Arduino, tot felul de automatizări acasă, întrebarea e în felul următor. Ce credeți că ar fi important sau ce vă așteptați voi să vedeți într-un smart city venind din zona de smart home? Ce ar aduce valoare unui oraș? Dar tot ați vorbit de deschidere, să fii open, să dai date, nu știu, să-ți măsori calitatea apei, dacă tot vorbim de calitatea vieții sau măsori calitatea aerului sau nu știu ce, cam ce v-ați dori voi personal, fiecare, ce vreți să vedeți într-un smart city din privința home automation? Și practic indici. Știu. Cipri, te las pe tine să răspunzi. Da, aici pot să-ți dau un răspuns foarte concret, pornind de la o prezentare de la ultimul IT Days, un produs foarte fain, niște smart kids de aici, din Cluj, au plecat și ei prin alte țări ca să dezvolte, Bodyguard, cred că ați auzit de produs. E un exemplu de produs pe home automation, surveillance, etc., care colectează o grămadă de data points, inclusiv sunet, etc. Ei, în momentul de față, sistemul respectiv nu este deschis în afara, cum să zic, sistemului în sine. Deci datele respective rămân în cadrul sistemului. Dar sunt o grămadă de provideri, de tot felul de soluții, care implică hardware, care implică home automation something, da? Care ar putea, într-o formă anonimizată, să publice acele informații în așa fel încât alții să poată construi aplicații peste ele. Da? Și aici, de exemplu, dau un exemplu, Electrica, E.ON, etc., ar putea să dea niște, în acele, pe care le-au instalate, să datele respective să fie transmise cumva centralizat, da? Pe care după aceea lumea să le poată folosi. Bine, cu toată treaba legată de securitate, de privacy și alte cele. Nu cred că e foarte greu de făcut așa ceva, odată ce, din nou, contextul este setat și există cumva governance care să zică, uite, cam așa se face, voi veniți, contribuiți, voi veniți și preluați după aceea datele și le folosiți cum vreți. Da? Deci potențial există, mi se pare o idee bună și cred că, pe de o parte, deja sunt mulți care o implementează. Doar că la noi încă n-a reușit nimeni să lege, știi, punctele, connect the dots. Dar speranța moare ultima și poate în următorii 20 de ani o să vedem lucrurile astea că se întâmplă. Deci, cred că un aspect interesant este legat de optimizarea consumului, în ceea ce înseamnă orice aspect al vieții noastre, în special în relație cu casa noastră, dar nu numai în relație cu casa, apropo de automatizare, și în relație cu spațiul în care lucrăm. Spațiile publice, pentru că waste-ul, cel puțin pe zona de instituții, de utilități, nu se întâmplă atât de mult în casă, ci se întâmplă în spațiile mai mari.
inclusiv la, la noi la firmă unde lăsăm gazul să ardă la 25 de grade în weekend sau eu știu ce. Nu noi, neapărat. Dar, și, sau în, în instituții mari sau în fabrici sau așa mai departe. Deci, strict pe, pe o logică foarte simplă, implementabilă deja, pe, pe senzoristică, pe urmărirea pattern-urilor de consum, pe, pe calendar, pe ore, așa mai departe, se, poate, se pot optimiza lucrurile. La fel, în casă, pe baza pattern-urilor de utilizare a casei, efectiv. Asta înseamnă lumină, căldură și așa mai departe. Și o zonă foarte importantă este pe cea legată de consum alimentar. Și ceea ce, ceea ce consumăm, ceea ce băgăm în frigider, ceea ce băgăm în noi, respectiv ceea ce aruncăm. Pentru că avem... avem deja mijloacele tehnologice, să zicem, ca să putem să, să măsurăm lucrurile astea, putem să creăm rețele de comunicare, să zicem, pe, pe linia asta, putem să facem, după ce colectăm informațiile anonimizat, analize pe, pe partea asta, eu știu, la nivel de, de regiune, de cartier, de bloc și așa mai departe, și să le, să le corelăm astfel încât să găsim o bază pentru niște politici de, de optimizare a consumului. Deci cred, cred că o mare plagă a societății noastre este waste-ul generat de consumul personal, enorm, și aici cred că va fi o mare, un mare challenge și, și un mare nevoie de a, de a ne implica și de, de a încerca să optimizăm lucrul ăsta. Eu nu vreau. Vreau să mai dau doar 5 secunde ca să cumva să contribui la tot evenimentul din seara asta a colegilor de la BCR. Până la urmă, cred că toată treaba asta cu datele din senzor, din home automation, eventually ar putea să fie corelați în așa fel încât să ducă la ceea ce se numește acum economy of sharing. Adică foarte multe lucruri, poate, ok, tu ai niște date, le-ai... nu știu, sistemul respectiv la un moment dat poate să spună, măi, astăzi mai bine te duci și te încălzești cu vecina de la 3, că să fie mai cald acolo, nu știu. E un exemplu out of topic, da? Chestia cu frigiderul, doar vreau să facem mâncare și știi ce au vecinile pe scară. Te vezi, sky's the limit deja. Da, adică mergi și cer sare la cine știi care, nu mergi așa aleatoriu. Un ultim comentariu, îmi pare rău că n-am venit în seara asta, Denis Rabe trebuia să vină, dar avea o întâlnire, el e... lucrează la Bosch, director de R&D, și recent am vizitat a doua oară, ce drept, fabrica de la Bosch. Nu știu dacă ați văzut-o. E fantastic în sensul că tot ce acolo e automatizat. Oamenii ce fac efectiv într-o fabrică, pur și simplu le dau la respectivele mașinării, le dau produsele care se lucrează, adică le dau tranzistoare și așa mai departe, care sunt puse pe niște benzi, deci fac niște chestii foarte simple. Dar discuțiile care îs acolo îs de genul, uite, vrem să facem un pic de niște chestii autonome care să aducă resursele sau între două terminale de fabrică e deja au planul ca acolo să fie niște mașini autonome care o să se plimbe între un coridor sau probleme de genul, uite, avem atâtea mașini care toate comunică prin Wi-Fi și la un moment dat ai o limită, că nu mai poți să te extinzi cu Wi-Fi, ok, ce facem, care următorul pas? Și niște lucruri care, chiar dacă îs micro la nivel de fabrică, la un moment dat s-ar putea aplica încet și spre zona de Smart City. Nu știu, dacă n-ați vizitat fabrica din Cluj, merită, adică e foarte high-tech, au inclusiv un laborator de, care m-a impresionat, de testare, tot felul de, tot ce vă puteți imagina că se testează un produs, de la cum explodează la spectrometru și tot felul de alte, sau picături de ploaie să simuleze. Dar trecând de asta, cred că încet, încet, în mici ecosisteme, pot să apară premizele unui smart city care să fie aplicate și în Cluj. Bun, și acum, ultima întrebare. Ce ați vrea de la smart city-ul vostru, nu știu, într-un minut, peste următorii 5-10 ani? Ce v-ar plăcea vouă să fie? Specific? O lăsăm pe Florentina. Am nevoie de puțin timp de gândire. Eu nu gândesc? Sau care e? Nu, da, stai. Ok, o să zic fără să mă gândesc.
Să nu luați în calcul răspunsul ăsta. Într-un singur minut să spun ce aș vrea de la Cluj, pentru că mă raportez la Cluj, e foarte puțin timp. Pentru mine, de obicei, un minut e foarte puțin timp. Nu știu, cred că aș vrea să văd soluții clare de trafic, aș vrea să nu mai existe ambuteiaje, să nu mai pierd vremea aiurea prin... eu știu, mașină, aș vrea să pot să-mi eficientizez mai bine timpul în colaborările pe care le am, aș vrea să văd oameni eficienți în jurul meu, pentru că până la urmă un smart city nu se referă doar la tehnologie, repet și îmi susțin ideea asta și dacă deranjez cu ea, nu-mi cer scuze că e a mea. Până la urmă aș vrea să văd că toți am făcut pasul spre un smart city. În 5 ani de zile poate că acest lucru aș vrea să-l simt. Nu neapărat să văd metrou, nu neapărat să văd, nu știu, parcări supraetajate de biciclete, deși îmi doresc treaba asta, îmi doresc să-mi las mașina în Mărăști și de acolo încolo să folosesc din metru în metru dacă am parcări și dacă am soluții de car sharing, biciclete și așa mai departe, pentru că aș avea mai mult loc să mă plimb, aș avea mai mult loc în care să pot să mă întâlnesc cu oamenii, nu neapărat în clădiri de business și așa mai departe. Cam asta văd eu într-un smart city. Oameni relaxați care să facă lucrurile pe care le iubesc și tot în jurul lor să-i creeze mediul în care să facă treaba asta. Cam atât. Și asta e fără să gândesc. Ok. Mulțumim, Sergiu. Pe sentiment în seara asta. Eu nu cred că o să fiu pe sentiment, nu știu în cât timp, dar și nu mi-aș dori numai la mine în oraș, aș vrea să văd teleportarea. Asta aș vrea să văd. În jumătate de oră o să ne vezi teleportați în car. Adică nu aș vrea mâine dimineață să mă trezesc la nu știu ce oră ca să prind avionul spre București, aș vrea pur și simplu, după petrecerea din car, o să... Exact. Capitane Picard, luați microfonul. Da, s-ar putea fi ciudată, sensul că folosind realitate virtuală s-ar putea să nu mai trească să vii, rămâi acasă și... Nu, aș vrea să vin. Păi și cu cine mai merg la parking car-o dacă aș vrea să vin, dar să fie doar ca mijloc de transport. Atât. Deci, o altă chestie tare este călătoria în timp, știi, în viitor. Dar când mă gândesc la călătoria în timp mental, mă gândesc la un oraș în care facem efectiv proiecte împreună fără să mai așteptăm de la alții să ne asculte sau să ne dea giro sau să ne dea banii să le facem. Un oraș normal în care ne întâlnim, zicem, unii dintre noi sau noi toți, punem la cale un proiect și mergem la o instituție cu care apoi împreună facem proiectul să se întâmple. Să știi că călătorit un timp nu e chiar imposibil. Dacă te urci într-un tren CFR, o să te simți ca în anul 1990. Deci e în trecut, într-adevăr, dar ok. Lăsând asta la o parte, ce mi-ar place să văd în următorii ani, da, cam doar un minut, ar fi, fie că e vorba de Carmen când își schimbă buletinul sau de o bunicuță de 60-70 de ani că face orice activitate în oraș de genul ăsta, să fie la fel de ușor, la fel de facil, să fie lumea foarte informată, să fie deja... cumva ca și mersul pe jos și apa caldă, adică să nu mai fie nimeni cumva, știi, pe lagger's curve la nivel de adopție. Asta aș vrea să văd și atunci aș fi fericit. Faza cu bunicuța la 60 de ani o să-ți o zic. O să râd de tine. Bun, ce vreau să... Da, știu, da, aia și... Ce vreau să mai zic în afară ce vrea Carmen să zic... N-am vorbit de inteligență artificială, până la urmă am putea ajunge să mergem la oraș, să-i zicem, uite, te rog, fă-mi aia și să se și întâmple în viitor. Întotdeauna inteligența artificială se va lovi de prostia umană. Da, mă. Da. Și acum Carmen vrea să zic, Carmen e de la Endava și ce fac ei, organizează un hackathon pe zona asta de Smart City, undeva în martie-aprilie, încă nu se știe exact când, dar hackathonul, spre deosebire de alte hackathon, că mai sunt în Cluj, o să fie deschis publicului, adică toată lumea poate participa numai cei din Dava. Și dacă vreți mai multe detalii, o să publicăm, l-am dat și noi ceva, sigur. Și o să mai publice ei pe site la ei. Și
ce ne dorim foarte mult e ca la final, cel puțin ideea câștigătoare, dacă nu cât mai multe din ideile bune, să fie și aplicată și cum ne angajăm că o să... A, să implementați? Da. A, pe poate vin și atunci. Da, eu promit că o să fie. Noi ne trimitem inteligența artificială. Da. Ovidiu, aici vreau să te corectez puțin, spuneai că n-am discutat despre artificial intelligence, dar ideile pe care le-ai spus, Daniel, cred că nu se pot face fără un pic de AI și de machine learning. Adică să spună sistemul, fie să te duci după zahăr la vecina respectivă, fie să îți reduci sau să-ți ajusteze automat temperatura, deja lucrurile respective se întâmplă într-o formă sau altă. Adică în toate chestiile astea intervine... Că n-ai foarte multe date, e clar că acolo ai machine learning și artificial intelligence. Mai ales cu făină, da, cu făină. Da, nu a fost exemplu cel mai fericit. Bun, bine. Bine, vă mulțumim. Nu știu unde e Tudor. Tudor e aici. Tudor e responsabil cu organizarea și cu distracția aici, nu știu. Vreau ca să știți, înainte de a ieși din sala asta, că în proporție de 90% tot ceea ce am făcut aici se datorează la Tudor și eu vreau să-l aplaud. Și da, așa e tot multă de echipă. Cine vrea să vină la club și vede să vedeți cu descorții, aici sunt voucherele. Ane, trebuie și vouchere. Da, pe baza acestui voucher gratuit, intrare, drink... Ok, deci veniți la Tudor să ne dă etichetele. Veniți la Tudor. Totul e pe bază de Tudor. Dacă nu vă dă etichet, pomeniți la intrare. Tudor și ok, nu-i problemă. Să invita BCR și veniți acolo.